Inspectorii DSP au verificat toate sursele de alimentare cu apă și au fost depistate valori depășite ale arsenicului în apa potabilă furnizată de Hidro Prahova. Populația din comuna Mănești a fost avertizată să nu consume sub nicio formă apă de la rețeaua publică până la remedierea problemelor. Noi acolo avem 3 furaje. Această depășire de arseniu a fost decât la un singur furaj. Celelalte 2 fiind funcționabile până ieri. Astăzi dimineață, la prima oră, am convocat Comitetul de Situație de Urgență, am informat instituția prefectului, am vorbit cu cei de la ISU. Urmează ca operatorul să vină cu mai multe detalii și, sigur, să vină cu soluțiile pe termen, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Autoritățile locale din Mănești au pus la dispoziția localnicilor din toate satele comunei 5 containere cu apă potabilă, câte 1000 de litri fiecare. Până când apa de la rețea nu va fi tratată, oamenii sunt sfătuiți să o folosească doar pentru spălat și în scop menajer. Cum era consumat rețea? Pentru gătit. Foloseam și înainte, fără să știu. Că dar nu de e ce? Bun. De ce foloseați plată cumpărată? M-am obișnuit cu aia. Arsenicul este otrăvitor, extrem de periculos pentru sănătate dacă este inhalat sau ingerat și nu se distruge prin fierbere. Deocamdată nu se știu cauzele care au dus la această contaminare.